supraviețuiești pe aeroportul din Katowice, Polonia, dragi prieteni. Bine ați revenit la un nou episod din seria Cum supraviețuiești prin aeroportul sau în aeroportul X, o serie de-a lungul căreia vă prezint aeroporturile în care ajung și vă gândesc pe niște chestii extrem, extrem de importante. Aeroportul reprezintă gateway-ul către țara respectivă și de aceea experiența pe care o ai în aeroport este una extrem, extrem de importantă. Am avut un zbor din Dortmund până aici în Katowice, a fost un zbor de aproximativ o oră și 30 de minute, foarte ok. Mi-a luat o hârtie pe care a trebuit să o completez, este COVID-19 related. Să scriem acolo câteva informații, astfel încât să știe ce să ne găsească în condițiile în care se detectează că cineva din avion a fost bolnav. Acum mergem să luăm bagajul și analizăm toate cele 5 aspecte despre care de vorbim în momentul în care ajungem într-un nou aeroport. Până vine bagajul, hai să vedem prima treabă, și anume Wi-Fi-ul. Asta este un aspect extrem de important, pentru că în momentul în care vii, ajungi într-o țară nouă, îți trebuie internet. Dacă ai internet, lucrurile sunt de 10.000 de ori mai simple. Ok. Am găsit una singură. Deci, nu. Nu ai Wi-Fi gratuit în aeroport. Astea sunt toate rețelele și în principiu îmi dau seama destul de rapid care e care. Asta aici, Sixt Katowice, n-are cum să fie. Deci nu există Wi-Fi în aeroport și deja suntem în... Uitați, dacă dau pe ăsta, nu o să meargă 100%. Da, nu merge. Deci la capitolul Wi-Fi, praf. Singurul aeroport din lume care nu are Wi-Fi, atât de avansat fiind în aeroport. Că mai sunteți pe acolo mini, hai văzut că s-a întâmplat să nu am în momentul în care am coborât din avion. Dar pe urmă a fost cât de cât ok. Bă, pentru moment am crezut că am ajuns în România, pentru că am fost și am întrebat pe cineva de Wi-Fi și am fost asigurat, domne, nu, cum să nu, e Wi-Fi, doar că nu merge. Așa mi-a zis mie în România că m-am auzit la pele și am întrebat, doamne, e o singură casă unde să vând bilete? Și mi-a zis, nu, sunt două, dar doar una e deschisă. Bravo! Subiectul numărul 2. Parale, bani, marafeți, chișchirei, cum vreți să-i spui. Eu am niște euro, știu că la ăștia ce se folosesc de ea, zlot se numesc, așa, nu știu cât înseamnă exact, trebuie să mă uit acum, dar chiar mai sunt acum pe aplicație să vedem exact. Problema e că nu știu de ce nici digiul meu, de-abia acum s-a conectat, așa, deci vedeți aici, 10 lei, 9,2 zloți de ăștia. Totuși să vedem ce exchange rate au ăștia pentru euro. 1 euro, buy, sell. Ce bă, 3,2 și 4,6? Ce asta, frate, ești nebun la cap? Deci e 3,2. Nu se vede, mă, că e reflexie. Bai, e 3,2 și cumpărat e 4,7. N-am mai văzut în viața mea niciodată de când sunt pe planeta asta așa un curs. Cum să fie, mă, diferență de la 3,2 la 4,6 și la dolar e de la 2,8 la 4,1. Bă, fac eu greșeală ceva? Sunt eu chiar atât de prost? Nu, frate, nu sunt prost. Tu ești nebun la cap. Deci 100 de euro sunt 446 de pălânuia. Și cum au pus ei fata acolo 32? Și ca să vedeți că schema e și mai mare, nu ai Wi-Fi în aeroport ca să poți să verifici cursul. Ia stai, frate, să o întreb asta, că și ceva e bătaie de joc. N-am auzit în viața mea de așa ceva. Bă, frate, așa ceva nu se poate. Am întrebat pe femeia asta. Doamnă, e adevărat ce scrie aici? Adică e 320 de zloți? Păi pana mea, pe orice aplicație e 460-470 și scrie acolo comision 0. Mamă, deci asta cred că este cel mai ghenă aeroport pe care l-am văzut vreodată în viața mea. Bă, cel mai ghenă, și voi nu știți cât de încântat eram de ideea de a veni aici. Deci n-am rezolvat cu internet, n-am rezolvat cu bani. Ce mai era? Internet, viză, bine, asta n-are niciun fel de treabă. Bă, frate, nu ai de unde să scoți bani, frate. Și nici să schimb și nici al bancomat, decât bancomate din astea Euronet. Mamă, deci de departe cel mai japca aeroport pe care l-am văzut vreodată în viața mea. Ok, deci pentru prima oară de când călătoresc, sunt într-un aeroport în care nu am reușit să bifez nici măcar una dintre caracteristicile pe care eu, în general, le urmăresc atunci când ajung într-o țară. Mă refer la aeroport. Mamă, deci știți cum mă simt acum? Mă simt în așa fel încât aș fi în stare să mă sui într-un avion și să plec. Și eu sunt nebun rău de tot și aș fi în stare să fac treaba asta. Ultimul aspect ar fi transportul. Cum ajungem de aici până
la hotel. Combinația e în modul următor. Deci eu sunt aici în Katowice și mod normal ar fi trebuit să mă duc în Katowice la hotel. Am găsit pe aici o grămadă de variante. Dar mi-am dat seama că nu prea am ce să fac aici în Katowice și m-am gândit să mă duc în Cracovia și să mă pregătesc ușor ușor pentru combinația cu vizita acolo la Auschwitz, pentru că ăsta e motivul principal pentru care am venit în Polonia, sau unul dintre motive. Unul este ăsta, al doilea că vreau să văd partea de coastă, Gdańsku și alte nebunii. O să încercăm să închiriem o mașină, să mergem pe acolo, sunt multe chestii pe care vreau să le fac. Dar acum ideea este că trebuie să ajung în Cracovia fără să am zloți, că nu, nici să mă bați, frate. Deci nu scot de la așa. Și știi cum îți dai seama că e schem și la bancomat? Pentru că e schem la unicul exchange house de aici. Așa îți dai seama că e super, super, super mare schemă. Gata, am vorbit cu băieții, costă 55 de zloți din ea să merg de aici până în Cracovia, nici nu m-a interesat dacă este prețul ok, poate mă numai era 50, mi se pare că e destul de decent. Și ne-a zis, frate, putem să oprim undeva, pentru că eu nu plătesc aici la ăștia, deci ăștia aș ba joc de tine, nu dau niciun bani. Și mi-au zis, dacă vreți puteți să pădiți cu cardul. Ah, ok, super bine, lumea vorbește engleză, deci au fost prietenul. Și când le-a zis, e țapă maximă ce fac bulangii ăștia la aeroport, ăsta a zâmbit. Vă dați seama că omul e obișnuit cu chestia asta, dar erau oamenii în spatele meu care schimbau, frate. Cum se schimbă la o diferență atât de mare, de la 4,7 la 3,2? Și să mai și scrie acolo comision. Bă, dacă vede careva video ăsta și lucrează, nu știu, la ambasada Poloniei în România sau faci de genul ăsta, frate, faceți ceva, pentru că vă faceți de căcat. Deci vă faceți de căcat. Aeroportul este gateway-ul către o țară. Trebuie să pui la punct chestiile basic pentru fiecare persoană care se decide să vină în țara ta. Nu poți să-ți bagi joc de om în halul ăsta. Înțeleg, e acolo un rei ceva mai dubios pentru că schimbă la aeroport. Nu e niciun fel de problemă. Dar nu-ți bate joc de om, frate. Nu-ți bate joc, că asta e de căcat. Am ajuns. Bine, nu știu unde am ajuns, încerc să fiu. Ideea este că păi am o problemă cu internetul, nu vrea să se conecteze ca lumea la 4G, deci nu am, pardon, LTE, de la niciun caz, frate, și mă enervează. Ceea ce înseamnă că cred că o să cumpăr un SIM card, dar să vedem de unde. Ia uite, bă, tot țepele astea de Euronet. Asta este un fel de, cum îi zice, Central Station, cred. Mamă, ești nebun. Câte informații sunt pe ăsta, frate, câte basuri. Bă, deci ce e aici? Și nu e nimic scris în engleză, mă. A, ia uitați, și acolo în față din nou exchange-ul ăla, frate, șmecher. Cantor Exchange. Ești nebun? Cea mai mare țeapă din istoria planetei. Ia uitați diferența aici. 100 de euro, 455 de ăștia. Astea să vedem să, la ce se referă exact. N-am încredere, frate, în ăștia aici. Mi-a scris mama o chestie super tare, o să vă zic imediat. Bă, și aici e comision destul de mare. Deci 339, nu, 405 cu 455. Ce ai, mă, tot e jap, că e 10%, ești nebun la cap. Tot e super mult, nu-mi convine. Nu-mi convine, scrie aici shopping mall, să vedem ce înseamnă shopping mall. Nu-mi convine, frate, să iau așa țapă. Deci nu îmi convine chestia asta. Nu mi se pare normal să-mi iau țeapă în halul ăsta. Adică pana mea, călătoresc de aproape 5 ani de zile. Pe 25 octombrie facem 5 ani și nu mi-am luat țeapă pe nicăieri niciodată. Și o pățesc aici în Europa. Dar mi-a scris mama. Când i-am zis, bă mama, uite ce țapă la aeroportul de Cunsășa. Și face mama, bă, ține cont, te îndrepți, ai ajuns în Europa de Est. Ai plecat din Germania, ajungi în Europa de Est. Și are foarte, foarte, foarte mare dreptate. Hai că aici ar trebui, bă, tot ATM-ul ăsta, frate, tot jegul ăsta, mă. Bă, deci cred că e al cincilea pe care îl găsesc. Deci al cincilea, bă. Ăștia n-au pe aici o bancă, ceva. Mai am de aici să-mi iau un SIM de internet, dar nu cred că au aici. Trebuie să găsim un internet provider și să găsim o bancă, frate. Bă, bancă vreau, nu altceva. Și ce avem noi aici, bă? ING, sunteți nebuni, deci n-am mai văzut un ING de când am plecat din țară. Și presupun că, nu știu, că funcționează pentru mine, dar chiar dacă am cardul din România, ia aceeași bancă, more or less, nu? Nici nu știu care e limita, nici nu știu cum e cu comisiuni, dar bine, fiind ING, hai, scoatem 3.000 de ăștia. Da, mă, scoatem 3, dar e cam mult, mă, 3.000 cât înseamnă, sunt vreo, e mult de tot. Dar poate avem nevoie, hai, scoatem așa și gata. Would you like a receipt? Da. Deci nu mă lasă mai mult de 1000. Ok. Enter amount is multiple. Ok.
Da. Ciudat că nu mă las mai mult, dar nu contează. A, și îmi zice aici că un pălână este 1,2 lei. Hmm. E cât de cât ok, îi dăm accept, oricum nu avem altă variantă. Ia mă, cum arată zloți? Ăștia mi-a dat... A, mi-a dat de 100, deci 100 de zloți. Din ăștia sunt 100... Hai să spunem 15-16 lei. Bă, bine că am găsit asta, frate, că dacă nu... O să fac un video în care o să vă arăt exact cum să dă schemul maxim la căcaturile de... de euronet. Dar trebuie să merg ceva, frate, ca să ajung la un... din ăsta decent, la un ATM decent. Iar aici suntem în așa zisul mall și te văd că au aici ceva oferte de internet, doar că nu cred că lucrează absolut nimeni acum. Să nu știu exact ce se întâmplă. Uite cât zice, 200 de gigabytes? Nici nu știu cât, dar am văzut că au ăștia de la Orange oferte și au acoperire foarte, foarte ok. Pentru că noi aici în Uniunea Europeană avem chestia aia că, nu știu, 2 săptămâni nu trebuie să plătești absolut deloc. Adică funcționezi pe tariful pe care l-ai acasă, știi, nu vine... Uite, să uit la mine femeile, ăștia, gardianele. Așa, gardianele, mă, security guards, da? Sunt două femei și se uită dubios la mine. Până veniți voi, dragile mele, eu am termin de filmat. Așa, deci în România, în Europa, poți foarte bine să te duci de o țară în alta și 2 săptămâni folosești exact planul pe care l-ai la tine acasă, nu te freacă nimeni la cap, dar mi-au trecut deja cele 2 săptămâni și acum plătesc 3,5 euro pe giga, ceea ce nu e mult, dar aici am găsit niște oferte mai decente în condițiile în care găsesc de unde să luăm net. În momentan nu găsesc nimic. Aici în mall, evident că avem internet. Trebuie să caut adresa ca să știu să văd dacă trebuie să iau un taxi sau pot să merg pe jos. Google Maps-ul spune că avem undeva la 1 km și 300 metri, deci în 16-17 minute trebuie să ajungem. Așadar, mai bine mergem pe jos. Zona asta de aici, de la Central Station, băi, arată mai bine decât Central Station-ul din Köln, sincer să fiu. E foarte curat, străzile sunt largi, e clădirea asta super simpatică, vremea este mega bună acum. Sunt undeva la vreo 20 de grade. Uite și clădirile astea, bă, mă simt cam Bogota aici. Îmi plac foarte, foarte mult clădirile astea, culoarea. Așa, sunt undeva la vreo 20-21 de grade, ceea ce e super bine. Chiar acum vorbeam cu Cristi. Nu trebuie să mai zic care Cristi, bă, că știți. Cristi de la Cristi și Lalu. Mamă, cât de tare e și aici. Turn left, auzi. Așa, chiar spunea că e super cald noi acum în Spania. Yes, boss, am avut noroc de țări cu vreme extraordinar de bună pentru călătorii. Pentru că atunci când te miști și călătorești, ai rucsac în spate, te duci dintr-un loc în altul. Când e cald, e puțin stresant, nici frig nu vrei, asta este vremea perfectă. De ce nu vrea sărăcia asta să se conecteze la vreo rețea de pe aici? Nu pot să înțeleg, dar din câte văd s-a apărat să înceapă să plouă, frate. Și mi-am undeva la vreo 100 de metri, deci cred că ar fi bine să mă grăbesc. Nu mă, e ceva ciudat, sunt magazinele închise, multe magazine sunt închise. Alte chestii interesante pe care mi-a zis-o mama sunt alegeri. Cred că astăzi sau... În perioada asta sunt alegeri prezidențiale aici, mi-a și scris care e favoritul. Se ocupă mama de tot, înainte să mă duc undeva știe tot, ești nebun. Forță! Singurul meu contact anterior acestuia cu Polonia e dat de Patricia din Ostul, dacă o mai țineți minte. Am făcut câteva vloguri în care ne-am zmenguit pe acolo. Și ea este singura persoană din Polonia, singura poloneză cu care am vorbit, cu care am interacționat vreodată în viața asta. Deci, pentru mine Polonia e mai... Adică sunt mai străin de ceea ce înseamnă Polonia decât eram, de exemplu, în momentul în care am fost în Vietnam, da? În fine, evident, știam și o chestie ce țin de istorie, lucrurile basic pe care le-am învățat la școală, dar doar atât. M-am prins de ce foarte multe magazine sunt închise, mă. Bine, astea deja sunt deschise. Sunt exact la 150 de metri față de cazarea mea. E duminică astăzi. Eu am pierdut complet noțiunea timpului și de multe ori nu știu ce zi a săptămânii este. Voi cred că o să vedeți video-ul ăsta 1, 2, 3, 4, cred că pe vineri sau sâmbătă, dar eu l-am filmat duminică, deci duminică 12 iulie. Și, repet, la mine asta cu noțiunea timpului e o chestie extrem de
de dubioasă. De multe ori cred că e luni și îmi dau seama că, nu știu, e sâmbătă. De când n-am mai văzut case din astea, vile de astea cu iederă, de fiecare dată când văd iedera asta, mi-aduc aminte de cum era la străbunica mea acasă, în Ploiești. Foarte tare. Da, am avut o străbunică care a murit destul de bătrână, Dumnezeu să o ierte, cred că prin 2006. Da, prin 2006 a murit. Și am găsit, în sfârșit, apartamentul. Este aici, unde scrie Belle Epoque Residence. Și acum mi-am dat seama că nu am internet să intru și să iau instrucțiunile pentru check-in. Băga-mea și piciorul. Oh. Aici dormim azi. Hai că am stat vreo 20 de minute aici, dar am făcut eu o greșeală. Am schimbat din telefon de acolo, de la IMSI sau cum îi spune. Mi-am băgat roaming. Și nu mergea pe roaming, pentru că așa e. Nu se mai consideră ca fiind roaming ăsta. Au dreptate. Dar tot am 3G. Trebuie să dau un telefon să aflu exact care e combinația cu 3G. Că asta e stresant de tot, frate. 3G e... Ești nebun, inexistent. Ah, ok. Doorbell. Mi-au dat frumos aici. Mamă, deci ce... Sistem de check-in, frate, știți cum e? Hai că vă arăt acum. Mamă, ce ușă, frate! Bă, ești nebun, ce ușă asta! Are 400 de kg! Așa. În mod normal... Ah, cât de mișto miroase aici! În mod normal, aici trebuia să fie recepția. Doar că oamenii au spus că... Din cauza de COVID... Hai să... Ne spălăm puțin. Și de unde luăm cheia asta? Că mi-au scris fetele. Că era o fată drăguță aia care mi-a scris. După nume. Deci zici că suntem într-un quest din ăla. Fiți atenți ce trebuie să fac. Trebuie să apus pe ăsta. Se deschide. Și să băgăm codul. Ok. Asta îmi place. Când îți... Când un apartament are card, ăsta e un semn bun. Mamă, asta e o clădire din aia veche, bă, frumoasă de tot. Chiar e interesant. Stăm la etajul 2, dar haide să nu luăm liftul. Hai să mergem. Că e extrem, extrem de frumoasă clădirea. Deci îmi place maxim. Clădire din aia în care... O fi murit cineva? Adică o fi rămas o fantomă. Bă, și acum n-am știut, etajul 2 care e? Că în... A, nu, 1-3 aici. Că în Columbia... Așa m-am obișnuit. Că la aia parterul etajul 1 și etajul 1 etajul 2. Și acum se știe că vine apartmentul. Avem 25 noi. Dar pare că e cel mai mic. Sau sunt la fel ușe? Nu mă, sunt la fel. Mamă, ce bine, lumină. Să băgăm asta. Aici, pardon. Și am auzit cum s-a prins totul. Mamă! Ho, ho! Chiar e super drăguț. Deci de aici intri. Hai frumos. O oglindă, un Cătălin super obosit. Am dormit 2 ore azi noapte. Wow, ia uitați baia cât de mișto e. Mare. Curat. Aici avem un... O bucătărie micuță, dar cochetă, utilă, ultra simpatică. Avem frigider, cred că aici jos, nu? Ok, avem și frigi. Iar asta este camera. Cred că am făcut eu, am dat eu booking ca prostul, din greșeală, pentru 2 paturi. Am băgat acolo twin room sau twin room era oferta, nici nu mai știu. Nici nu mai știu. Dar ăsta este apartamentul. Ce mă enervează este că din câte văd nu e aer condiționat. Și bine, deși nu e cazul acum că e ok, adică e ok vremea, nu e atât de cald. Tocmai v-am spus că e răcoare și acum mă plâng că nu e cald. Din câte știu, aici în Cracovia poate să fie destul de cald. Ia să vedem view-ul. Nici nu pare că ești la etajul 2, adică pare mai sus. Da, pe acest apartament dau 61 de euro pe 2 nopți. Deci... 30 de euro 50. Un preț ultra decent. Stai că mi-a zis fata asta că Wi-Fi, parola la Wi-Fi. Ok, presupun că e scris aici. Da, e scris aici parola la Wi-Fi. Ok, hai să
avem discuția de final. Băi, a fost nasol începutul, așa că am avut contactul nasol cu aeroportul, când am rezolvat problemele, că faza cu ATM-urile despre care o să vorbim la un moment dat, dar overall așa să știți că sunt fericit să fiu aici, într-adevăr se simte, dacă vii aici și nu știi că ești într-o țară din Europa de Est, îți dai seama, adică eu cel puțin venind din, trăind în România și știind în România, când vii aici e așa o similitudine între cum sunt străzile, cum arată oamenii, mi se pare că, oricum, e o diferență foarte mare față de șocul pe care l-au avut în Germania. Aici mă simt așa oarecum acasă, adică străzile astea de pe aici mă simt ca pe Schitul Măgureanu, acolo în București. Aici am venit pentru că, repede, vreau neapărat să merg la Auschwitz și să merg la Gdansk, în sus, și pe urmă să dăm așa o tură prin zona aceea super interesantă de coastă, o zonă care nu prea e turistică. După care nu știu exact ce o să facem, poate să mergem și prin Varșovia. Ideea este că o să petrecem mai mult timp aici, dacă în Germania asta doar 2 săptămâni, aici probabil că o să stau undeva la vreo 3 săptămâni. Dacă aveți ceva sugestii, aștept. Îmi place foarte mult locul ăsta, mi se pare foarte tare, pentru că aici pot să-mi filmez, cum îi zice, cadrele, videourile pentru Academia Backpack Your Life. Mai am vreo 5 antrenat cu Academia. Dacă vreți să faceți parte din Academia Backpack Your Life și vreți să aveți acces la un early bird, scrieți-mi pe backpackyourlife.com, spuneți-mi despre voi și eu, în momentul în care definitivez totul, când termin cu site-ul și cu toate nebunile, evident o să vă trimit mail și o să vă spun exact ce trebuie să faceți pentru a putea intra în Academie, dar m-ar aștepta foarte mult ca voi să-mi scrieți mie, să fac acolo o bază date cu numele voastre și în momentul în care totul este ok, să vă trimit un mail. Fac o Academie, de-a lungul căruia vă învăț cum să faceți bani în mediul online, cum să faceți videouri de călătorie, cum să vă creșteți prezența în mediul online sau cum să vă inventați în condiții în care nu sunteți deloc în mediul online la ora actuală. O să fie ceva foarte frumos despre care o să vorbim în momentul în care am totul stabilit. Ok, acestea fiind spuse, vă mulțumesc foarte mult că vă uitați la mine, vă uitați că vă iubesc, ne vedem și pe Instagram, Cătălin Backpack Your Life și de mâine începem cu vlogurile din Cracovia, era să zic Varșovia, Cracovia. Pa, pa!